Bună tuturor! Azi o să vă prezint noul meu videoclip. 10 tipuri de elevi. Elevul furăcios. Știți voi, elevul ăla care îi dă ceva și după aia nu vă mai dă înapoi. O, Rarity, ce pieptin frumos ai! Mi-l împrumușești mie o zi? A, pieptenul ăsta? Da, ți-l poți da, te rog, e foarte frumos, am mare nevoie de el. Bine, dar mi-l aduci a doua zi, așa-i? Sigur! Bine, ia-l. Mulțumesc, Rarity, îl aduc după ora, adică stai după a doua zi, pa! A doua zi. Părții Pink, unde mi-e pieptenul? Mi l-a adus? Scuze, nu l-a la mine, ci-l dau următoarea zi. Of, bine, dar să mi-l aduci. Sigur ți-l aduc, promit. 2. Elevul lăudăros. Hei, toți elevilor, uitați-vă ce perle frumoase mi-am luat. Am dat 5 de lei pe ele, sunt foarte frumoase. Sunt făcute din perle adevărate. Uitați, vă place, vă place? Hei, Percy, îți place? Da, foarte impresionant. Hei, hey, Bounty Butterfly, ce e? Îți plac perlele mele? Da. 3. Tocilarul, un fel de elev care îl plac foarte mult profesorii. Bună ziua, elevi! Vom începe ora de matematică. Să vedem cine știe cât face 5 plus 1. Eu, doamna, eu! Flower Rouge, să răspunde tu. Păi răspunsul corect este 1. Da, sigur, ăsta e răspunsul corect. Dar nu, ăsta e răspunsul corect. 4. Elevul somnoros. Bună ziua, copii! Cine vrea să ne spună cât face 3 ori 2? Rainbow Dash, ne spui tu cât face? Rainbow Dash! Ce? Cum? Ce? Ce? 5. Colegul enervant. Deci, 3 plus 2 împărțit la 50.000 face exact răspunsul care vi l-am dat adineauri. Și să știți că să învățați azi lecția pentru mâine și să vă faceți tema. Tema este de la pagina Flower Wishes. Flower Wishes! Ce? Eu vreau să aud care-i tema. Flower Wishes! Lasă-mă în pace, nu mai vorbi cu mine. Flower Wishes! Of, ce e? Care-i tema? A doua zi. Bună, copii, v-ați făcut tema? Flower Wishes, spune-ne tu, citește-ne tema să verificăm dacă este corect. Păi... doamna profesoară, nu mi-am făcut tema. Flower Wishes, cum e posibil să faci asta? Știi că nu e frumos. Vei primi un 4. Colegul ei de bancă. Colega ei de bancă. Applejack, citește-ne tu tema. Doamna profesoară, nici eu nu mi-am făcut tema. Primești și tu un 4. Deci cine ți-a făcut tema pentru azi? 6. Colegul deștept. Bună, copii! Cine știe cât face 10 ori 2 plus 3 plus 5? Eu, doamna, eu știu răspunsul, eu! Twilight, spune-ne tu răspunsul. Răspunsul este 28. Bravo, Twilight, primești un 10 plus cu steluță, cu steluță, cu steluță și fără steluță. Mă bucur că tu ești așa deșteaptă. Tot ar trebui să ia exemplul ei. Dai. 7. Colegul haios. Știți voi, ăla care face glume nori și face pe toți să râdă.
Bună ziua, copii! Pentru că profesorul vostru de istorie este bolnav, voi face istoria cu mine. Nu! Ah, să începem. Ștefan cel Mare a fost foarte important pentru că, cine ne spune? Nimeni? Of, haide, nu e chiar așa de greu. Rainbow Dash? Ce? Care era întrebarea? De ce era important Ștefan cel Mare? Păi, cui pasă, e mor de mult. Ha, 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 ha. Mai deja cu Rainbow Dash. Doamna, mi-a pus o dată pe Rainbow Dash, vreau și de ce spune nu mai prerespundeți? Rainbow, nu o dată mai făcut, dar cu ea, vreau să mă pune și pe mine. Of, am pus-o pe Rainbow Dash pentru că ea nu știe mai nimic la istorie. Tu știi deja destule Twilight, deci îi pun pe cei care nu știu. De ce? 8. Colegul timid. Deci, care dintre voi ne poate spune de ce 2 ori 3 este divizibil cu 2? Fluttershy, ne poți spune tu? Păi, ești la table și arată-ne. Bine. Așa, acum arată-ne. De ce 2 ori 3 este divizibil cu 2? Pentru că 2 ori 3 este divizibil cu 2 pentru că vorbește mai tare, că nu te auzi din spate. N-auzim nimic. Păi, ia stai, nu știi răspunsul, vrei să spun 2? Păi, 2 ori 3 este divizibil cu 2 pentru că 2 ori 3. Mai ai o șansă. Zi o dată răspunsul și vorbește mai tare dacă nu-ți poți spune 2. Păi... 2 ori 3 dă 6 și 6 e divizibil cu 2. Da. Să ne prezinte altcineva demonstrația. 9. Colegul nepregătit. Ții voi, cel care nu vine niciodată cu ce-i trebuie la școală? Da. Să vedem. Deci. Bouty Butterfly, ne poți prezinte și ne poți citi și nouă lecția de astăzi? Păi, doamna profesoară, nu am cartea la mine. Păi cum adică să n-ai cartea? Ți-am spus că la ora de matematică îți trebuie carte, caiete și stilou cu ca să ai cu ce să scrii. Cum adică îmi spui tu mie că n-ai manualul? Te la loc, îți spun 2. 10. Colegul prost care nu are niciodată mai nimic la... Care... N-are mai... Scuzați că mă bâlbâi. Colegul prost care are primul surprinzător totul la el. Da. Cine ne poate spune și nouă lecția de azi? Pinky, n-o spui tu? Ce? Doamna, îmi pare rău, azi n-am învățat lecția. Nu vine să cred, tu înveți de fiecare dată. Dar măcar învățarea la trecută, chiar dacă nu era chiar foarte bine, nu era bine deloc. Oh, Pinky, tu știu că niciodată nu poți să înveți mai nimic, dar măcar citește-ne. Ai cartea la tine? Da. Da, doamnă, am și carte, și caiet, și penal, și stilou, cu pix negru, și cu toate culorile. Am toate culorile și cariocile. Păi atunci nu-ți înveți lecțiile? N-am avut timp, trebuie să mă pregătesc să-mi pui cât mai multe lucruri în ghiozdan. Deci de asta e ghiozdanul așa de greu. Lasă-mă, sunt practică, dar proastă. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dați like și... Să vă abonați la programul meu, vă mulțumesc pentru vizionare.